ministru. Și mai aproape nici chiar nu era. Nu știi, băieți? Un venit pe insul. Ce face? Ce-ar scoate în el și... Eu știu altfel de istoria asta. Și, băi, și cu voi? Sorry, eu, pur și simplu, în America am făcut Oxford și... Dar poate mergem să scăldăm. Voi și pe dânsul l-ați chemat. Ce, ai câștigat ceva? O dus că sunt mai în șef. Băi, Var, dar cum ai jos până aici? E prut. Păticeniu. După aici e nistru. Să nu prut păticeniu. Unde-s băieții? În deal, să odihnesc. Și pornește barca. Rocăi! Roc, mă-ți. E, acolo liber? E liber. Hai, mă-te. Auzi, mă-ți. Care e ta? Nici una. Atunci, care e tău? Prietena mea e acasă, Django. Ah, și? M-ați pregătit pentru nunt? Aaa, iată care-i motivul, tot ca să trăiești, da? Hai, gata, dar de ce să nu facem o nuntă mare? Știți, am luat așa o sală modestă, o să invităm doar oamenii apropiați nouă. Da, frumos. Bă, dar proste-i, măței, n-am știut să-și are prochet pentru tine. Dar cu cine așa la masă? Știindu-te pe tine, mai tine ca să stai în prezidium. Hai, scurtul din coași. La nuntă, cel mai principal, asta e masa mare. Ai luat banii, taxiul de oameni te aștept la ușă, te-ai suit. Și-ai plecat la psihotare. Dacă ceva, plecăm și în Transnistria și cu noi îndoiești treptare, Ghim. Până și nu-ți închip. Da, cine-i domnul? Vărul la beton. El e militar? El e debil. Da, și unii de-am de la armată. Care armată e? Are vreo 3 ani de zile îmblă pe aici în forma asta, parcă e... Noroc, Petric. Și, ca de obicei? Da. Și mai nou pensat. Da, și nou, Petric. Tăiat pe veche. Aud, Sandu. Ileana, m-a așteptat? Nu te-a așteptat, Petric. S-a măritat cu Mișa. Dar Maricica? Și Maricica nu te-a așteptat, ei. S-a dus la Italia încă anul trecut. Dar tu, Petric, ea povestește. Cum acolo, din? Poți la armată, ia zi. Îmi pușca măcar o dată din automatele cele.
Cam pustiu satul. Și normal, toată lumea e la deal, lucrează cu ziua. Cu ziua? La boieri sau și? La boieri, primarul a cumpărat pământurile aici și ei lucrează la primar. Am înțeles că sunt mulțumiți așa. Plătește la timp, îi hrăniește, le toarnă. Am înțeles că sunt mulțumiți, mai gine ca în satul vecin. Lucrează la primar, de dimineață până seara, ca roghi, în soarele astea. Păi clar. Petrică? Da, el, dar și mai vrea așa asta oare? Eu am venit să vă eliberez. Ajungeți și lucrați atâta la primar. El și vă ține de proști. Câți bani lucrat la boieri? Ce mai vrei, mai Petre, măi? Omul plătește bine, măi! Voi sunteți liberi. Și aveți drept să lucrați acolo unde vreți și cât vreți. Nimeni nu-i dator la nimic cu nică. Băi, Petrică, băi. Băi, băi, să faci atâta gălăgie. Lasă lumea asta să muncească. Domn primar, încă un pas și eu trag. Să ajungi, băi. Culc-te! 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 Fă-te că ești mort! Și Petric, că de obicei? Și s-a mai schimbat prin sat. De ieri până azi, nu s-a schimbat nic. Eu am venit să vă eliberez. Domn primar, nu te apropie, te trag. Și, că de obicei? Da. Și, măi, iar a venit așa va. Da, iar a venit. Măi, oameni buni, și de făcut cu dânsul? Noi avem de prășit popșoi, până la brâu, buruianul, grădinile de udat. Dar el joacă teatru ăsta cu noi. Măi, domn primar, îi luați măsuri și de făcut cu dânsul? Te-ai uitat și tu ce-i de făcut. Dacă nu vrei să înțeleagă. Unii am să mai încerc, dar nu promit nic. Ia și mai ochești, băi. Jamno! Petrică! Ștă! Ce? Șcă-mi bah! De 5 centi dintr-un patron. Știți? Că în viață, principalul și bărbat. Dar armata, din băiet, faci și bărbat. Și apă din bărbat, mă faci pe mine. Așa stai, mățu. De azi înainte ai și tu mici-mi tragi. Jango, asta se cheamă leacă altfel. Se numește a face dragoste. Băi, de soacă am avut în vedere. Și cum garda? Deci nu m-a întrebat. Deci nu știu cum a să răb 5 ani de zile. Dar pe mine cum ai să mai răs de viața? Ei, asta trebuie de văzut. Mama a venit. Tine poate te răbda. Dar pe mama ta nu știu cum a s-o răbda. Nu.
nu august și nu iunie, 29 iulie. Taman atunci îi coaptă malina, un primul strat malină, după asta pierse și după asta căpșună și apă după asta eu am să iau microfonul și am să zic, ia ca dragi mami, mama v-a făcut tort cu flagul Spaniei. Dar știți de ce? Pentru că mama v-a pregătit putiovcă de nuntă, de lună, de ieri, tot în Spania. Numai tași că asta e surpriză. Zahăr, vrei? Și tu ești aici? Hai, davai, păca. Băi, dar tu ai hrănit fata asta cu ceva sau aștepți chișii din pod? Și dumneavoastră, bună dimineață, doamna Angela. Mam, eu numai și-o venit din gardă, dai pași. Ghinico, înșepuci medici ăștia să fac niște bani ca fosta, nu mai era chișor de-a meu în casa asta. Mama! Bun, eu n-am venit să mă sfădesc. Am venit să vă spun că v-am găsit femeie care să vă facă tort de casă. Eu am o femeie la lucru care și-a însurat fișorul și-a venit a doua zi la lucru că a mai rămas tortă de la nuntă și-a venit și ne-a servit pe noi așa la un ceișor la abiet și-mi zice și Nini a plăcut tort și-a zis ia dă-mi să gust și ți-am adus și ție atunci era într-un șervețel așa mititel și tu l-ai gustat și ai zis mama și e bun, da mama cu inimă de mamă, tata ținut minte și-a amintit mama că ei i-a plăcut tort și el așa o găsit femeia și ea și femeia și ea a zis Eva, faci tort și el de casă cum vă place vouă. Am numai trebuie să vedem. Deam cu oaspeții la și oare invităm în și sală facem team tot asta trebuie să vedem. Doamna Angela. Țin minte, da. Mama Angela. Noi doar am vorbit cu dumneavoastră că nu facem nuntă. Și fel de sală. Frumos. Noi luna trecută am discutat că noi nu vrem să facem nuntă. Am spus că ne ducem în Grecia, închiriem o tavernă, chemăm oamenii acolo să stea, să mănânce. Nu vrem noi toate, nu știu, tradițiile astea cu dezbrăcatul nerețului, îmbrăcatul nerului, de câte ori să grăim pe același loc? Bun. Și apă după asta, în restul zilelor, și să facem? Cu și să-i ocupăm? Cu și să hrănim oamenii ăștia? Cu și-ar vrea ei. Eu nu le-s mama lor să am grijă de dânși. Bun. Vreți în Grecia, da? Da. Facem. Facem tort cu steagul grecesc. O dungă cu frișcă, o dungă cu afine. O dungă cu frișcă, una cu afine. Și ziceți. Eu nu pot să înțeleg. De câte ori să vă repetăm una și aceeași? Noi nu vrem nuntă. Auzi, măi, Vadim. Mama. Alexandru, poate ați uitat. Mâțu, familia. Păcat că te-ai despărțit de Vadim, că bun băiat era. Asta așa. Alexandru, Mățu, motanii când îs gălăjoși, hrști, și scumițați pe loc. Voi nu vreți nuntă, da? Tu nu vrei nuntă, dar tu pe dânsa ai întrebat-o? Tu pe mama fietei ai întrebat-o? Eu am o singură fică pe care am crescut-o cu greu, singură. Numai eu știu cum am crescut-o. Și să-mi vin amun Alexandru Mâțu și să-mi zic că ei nu vor nuntă, dar tu pe dânsa ai întrebat-o că fiecare fată se gisează îmbrăcată în rochii din nereasă. Mama! Ia să îmbrac rochii din nereasă și să așa să îmbrac și costumul din nire, spune! A-ți facem fotografii, video, tata și e normal. Ei, a-ți fac fotografii și video, da? Și tata și e, bă, normal. Nu, da. Dar eu la oaspeți și să le zic? Oaspeții care vin cu banii la nuntă și să le zic? Să le zic că nu, dar pe eu îmbrăcat roche din ireasă, nirli și eu voi trimite video și foto, că ei la mine sunt așa. Și să iau pe oamenii ăștia drept de proști, da? Să iau de proști, așa-i? Băi, băieți, voi nu mă nervați pe mine și nu vă jucați cu focul. Eu mă liniștesc ca mult pentru că eu aici n-am venit să strig. Ne liniștim tăți, nu strigăm, gata. Bun, faceți cum vreți. Vreți pe 29, poftim pe 29. Vreți la ora 6, chemați oaspeții, chemați-i la 6. Vreți la 7? La 7. Eu nu mă bag, numai un singur lucru, Igor Cuciuc trebuie să cânte între mieți, pentru că el are la 10 cu matrie la Florești, la oameni normali, care nu caută grecii și tarvierni, da? Și faceți cum vreți. Numai eu am o singură rugăminte. Dacă, desigur, să-mi permită domnul Alexandru Mățu, eu, la masa mare, vreau să ne se dea inii microfonul și eu să-l iau. Și să cânt un cântec pentru fata mea. Fata mea,
E, mamic, te-am crescut, e mititic. Te-am crescut. Ascultă la mine, ascultă la mama ca să prindă ghini în viață, totuși ghini când te târguiești. Da, prosoapele și elea vers pentru nanașa așa e că-s frumoasă, dar dacă eu le-am ales, dar și nu. Uă! Dar voi v-ați gândit și puneți colaș la nanaș? Da. Am gândit. Și? Nu vă faceți griji. Spre deosebire de alții, e somn neadecvat. Saș, eu vreau să spun că ești prietenii noștri. Și fără cadouri, fără mari pam-pam, tot o să fie simplu. Da. Voi faceți cum vreți, dar ascultați-o pe mama că mama rău, nu vă învăț. E că îi la început să așa, dar nu, nu trebuie nică, noi suntem prieteni, un pastel, un tinir și da după asta. Și e pe lumea să grăiască. Dar nu trebuie să mă grăiască lumea la nuntă, nu trebuie, că eu toată viața mea am asta e altceva. Așa, și după asta, și pe lumea să grăiască și ei toți se gândesc. Uai, dar și cine să ieși dacă nu ne-au pus nic pe colaș, nu ne-au făcut, dar din coași să laudă. De atâta voi trebuie să le luați ceva mare și banos. Dar știți de ce? Că ei toți caut prin buzunare și spun cât mai mulți bani pentru voi la masa mare. Sașuca, tu du-te la mama e ca ai și ea pe colț, este un magazin mare cu tăti și alea. Tu te uiți, vezi și noi amuși venim. Hai! Au, ce-i murdărit din viața, dar dacă așa copilul și-ți faci. Nanta Vica au zis că nu vine, dar au zis că îi trimite bani lui Dima. Dima a să dea și bani și cuvântare. O, e că vine. Dar și asta? Cum? Set de picnic. M-am gândit că pentru nașa să fie bun cadou. Dar ce scrie Chișinău pe dânsa? Magazinul din Chișinău, mam. Vezi că prinde de-am la minte. Și e ca lângă asta, știi ce trebuie? O mașină de spalat, mare așa. Doamna Angela. Mama Angela. Doamna mama Angela. Măcar așa. Dar poate noi singuri să decidem și punem pe masă, cui punem și ne obște dacă punem ceva. Ei, dar faci ce vreți, că eu n-am de gând să mă joc cu voi. Haidem. Unde dem? Cum unde? Dar trebuie să măsurăm rochie și e violetă și mai trebuie încă 40 de invitați să ajungem la dânși săptămâna asta. Dar eu și pot. Poate online le trimitem invitații. Nici un fel de online. E ca când te duci la om acasă, zân, deschide omul, dar tu cu un șiruliez de busuioc, cu un păhăriel de jin și te uiți, e ca așa, uite cum mă uit eu la tine în ochi, tu uiți și tu la dânsul în ochi. Și el n-a spus să zică nu, n-a spus să zică nu. Și apoi eu știi la câte nunți am fost eu. Ei amu, tăți trebuie să vină la nunta mea să ne întoarcă datorie. Tăți la nunta mea, amu. Poate adem. Nu la nunta dumneavoastră, dar la nunta consuielii. Dar eu cum am zis? Hai, ies bagajul și am plecat. Haidem, repijor, hai că n-am timp. Nu m-am însoart, dar m-am mărit. Vă imaginați? Și asta numai până la nuntă. Dar după nuntă și azi și... Apropo, dar unde-s șezlongurile? Pe dânsul interesează unde-s șezlongurile. Băi mă, dar tu o istorie mai tristă, nu puteai să povestești-i? Băi, nini s-o pruc, la fetea să le placă. Apropo, unde-s ele? Nu-s! Ah!
Nici am aia n-am prins nimic. Ei, las! Măcar am câștigat ceva. Noi numai că-i tioleacă, noi numai că-i tioleacă, noi numai că-i tioleacă și pe acasă. Pentru veri ploioase, o nație sănătoasă și pentru femeile frumoase. Noi numai că-i tioleacă, noi numai că-i tioleacă, noi numai că-i tioleacă și pe acasă. Pentru veri ploioase, o nație sănătoasă și pentru femeile frumoase.